Bună seara, sunt Natalia Cheptene. Aici vorbește Moldova. În acest platou aducem oameni și istorii care fac să vorbească o țară întreagă. Așa, un glas mi s-a spus că sunt mila Domnului împlinirea tuturor dorințelor. Această femeie de 48 de ani de la nordul Moldovei mărturisește că acum un an l-ar fi auzit pe Dumnezeu. Acesta i-ar fi poruncit să transmită lumii o vestire. În aceeași clipă, femeia a plecat de acasă și a mers încotro au dus-o ochii, spune ea. M-am pornit așa fără bani, mi-am luat numai magnetic cu cruce din Israel. Timp de 4 zile, familia femeii a căutat-o cu disperare prin toată țara. Zeci de anunțuri și sute de apeluri așa și nu i-au ajutat să o găsească. Însă el a căutat-o peste tot unde se poate. În acest timp, femeia dispărută ar fi trăit un coșmar. Ea povestește că în 4 zile a trebuit să întrețină relații sexuale cu 7 bărbați, care o transmiteau de la unul la altul. Trecut-o din mână în mână, știți? Ca și cum ar și o cârpă și dați să le folosim. Acum, rudele femeii vor pedeapsă aspră pentru cei care și-au bătut joc de ea și nu pot accepta că presupușii violatori se află și astăzi în libertate. Nimeni nu ne-a pedepsit, nimeni nimic nu ne-a făcut, deși nu. Ce spun bărbații care au întâlnit femeia în calea lor și cum răspund la acuzații? 2 dintre ei vor intra în platoul Vorbește Moldova. Ce zicea că ea, că ți-am adus o fă și vrei cu dânsa. Că se ruga, că ei spune, că e sfinț de una că vie vorbi. Ce s-a întâmplat în toate cele 4 zile cât femeia a fost declarată dispărută? Totul va fi bine, așa îmi spuneau. Să nu mă tem. Cum îi explică oamenii legii că cei 7 făptași rămân și astăzi în libertate? Ce detalii vor aduce martorii acestei istorii? Și ce adevăruri va descoperi testul la poligraf? Aflați astăzi! Fiica femeii care acum un an a fost dată dispărută și găsită abia în a 5-a zi de căutări este astăzi în platoul nostru. Tânăra a venit pentru a povesti despre clipele groaznice prin care a trecut mama ei. Pentru că vom discuta un subiect sensibil care vizează o victimă a presupusului viol, identitatea unora dintre eroii acestei ediții nu va fi divulgată. Bună seara! Bună seara! În primul rând vreau să-ți mulțumesc că ai găsit curajul să vii astăzi la noi în platou și să povestești despre tot ce s-a întâmplat în mamei tale acum un an. Totuși nu pot să nu te întreb de ce te-ai decis abia acum să povestești despre cele întâmplate. Pentru că a trecut deja un an. Un an de când nimica nu s-a întreprins. Deși credeam că mai este justiție, că sunt legi. Sunt legi pentru oameni răi care au făcut rău, care au profitat de un om bolnav, care fără niciun gând nu s-au gândit că de unde vine și cu dânsa. Deci nu au fost pedepsiți în niciun fel, așa niciun cum v-ați fi așteptat. Și nu avem nicio informație. Spune-mi, te rog, acești bărbați care i-ar fi făcut atâta rău mamei tale, tu îi cunoșteai până în acel moment? Nu îi cunoșteam. Nu-i cunoșteai, nu erau din satul vostru și nici într-un fel nu erau legați de mama ta. Nu, și mama tot prima oară i-a văzut. Ne-ai spus mai devreme că localitatea în care s-ar fi întâmplat totul se află la vreo 40 de kilometri de satul unde locuiește mama ta. Da. Spune-mi, te rog, cum ar fi ajuns ea acolo? O ieșit din casă, îmbrăcată cum era, numai a luat o coftă mai groasă de-a lui tata. Și așa, în cei de cameră, o luat și o ieșit și o plecat. Tu știai unde pleacă ea? Nu știam. Nu v-a anunțat pe nimeni? Nu ne-a anunțat pe nimeni, o aștepta tata să doarmă și s-o pornit. Se mai pornea astfel, din casă? S-a mai întâmplat câteva ori, însă mai mult de o zi nu a fost. Adică o găseam repede. De ce pleca? Pleca pentru că permanent gândurile o chinuie, că îi spun că trebuie să întreprindă ceva, că ea reprezintă Domnul, că trebuie toți oamenii să o audă și să o cunoască. Ea permanent, în momentele de criză, avea nevoia asta, parcă să plece de acasă și să o audă toți. Hai să vedem ce ne-ai povestit anterior despre aceste probleme ale mamei tale. Atenție! Tânăra povestește că primele simptome de alarmă în comportamentul mamei au ieșit la iveală acum 8 ani. Atunci fata abia împlinise majoratul și era în primul an de facultate. Atunci prima oară a stat în Chișinău. Însă i-a pus ceva de genul depresie, nu știu de care. Adică
nu într-atât de serios. Și după aia deja au început să aibă tentative de omor, auzea glasuri, cel mai mult la dânsa e auditiv. Tânăra spune că boala ar fi apărută din cauza singurătății și a greutăților prin care mama ei a trecut încă în adolescență. Ce e rău că mama nu a avut rude, că mama ei a decedat tot când mama era tânără, nu a avut nici soră, că sora ei era mică, că tot mama a crescut-o, nu a avut așa susținere, noi am susținut-o cum puteam. Tratamentul și vizita regulată la psihiatru îi aducea liniștea pentru o perioadă de timp. Cu trecerea anilor însă, crizele deveneau tot mai pronunțate. I s-a pus diagnozul de șizofrenie, după care șizofrenie paranoidală. Se credea unsul domnului, mila domnului, se credea că ea e unica pe pământ. Alături de fratele său, tânăra spune că a învățat să aibă grijă de mama bolnavă. Greutățile lor însă erau mai puțin înțelese de străini. Oamenii încă nu înțeleg cum e asta să fii om bolnav, mai ales în sat, trăind în sat, toți te critică, te vorbesc, mai ales pe mama. Permanent credeau că mama se face. De fiecare dată când starea femeii se agrava, apropiații erau nevoiți să o interneze la spital, iar aceasta o supăra rău. Pentru că ea știa că noi o să o ducem la spital și pe noi ne considera cei mai răi și ai la dânsa în gând, ea știe că oricine numai nu noi. În această seară, noi vom auzi prin ce clipe de groază ar fi trecut mama eroinei noastre. Femeia va povesti detalii șocante despre zilele în care a fost dată dispărută. Dar mai întâi am vrea să aflăm ce spun oamenii legii despre acest caz. Aici vreau să te întreb, pe cazul care s-ar fi întâmplat cu mama ta, a fost pornită o cauză penală? Da, a fost pornită o cauză penală. Cum eu am primit informația, că urmărirea penală are loc în baza articolului 172. Care înseamnă? Satisfacerea dorințelor sexuale în formă perversă, profitând de imposibilitatea unei persoane de a-și exprima voința. Și tu așteptai ca toți cei care au profitat de mama ta să fie pedepsiți astfel. Însă nu s-a întâmplat. Nu s-a întâmplat nimic. Zi-mi, te rog, mama ta a fost audiată către oamenii legii? A fost audiată, însă eu în ziua aia n-am putut să merg, a mers soțul meu. Însă nu i-a permis să intre cu mama în timpul audierii, adică singură a intrat. Deci ea a fost audiată în lipsa reprezentanților ei, da? Da. Hai să vedem ce am aflat noi de la oamenii legii. Atenție! Urmărirea penală a fost pornită la 11 martie 2020 în baza plângerii fiicei victimei. Plângerea s-a depus la 11 februarie. Organul de urmări penală are timp de 30 zile conform legii de a decide asupra pornirii sau refuzul pornirii de urmări penală. Și respectiv, în acest termen s-a decis asupra pornirii urmării penale. Au fost suspectați 6 persoane care au fost chestionați în cadrul urmării penale. S-au audiat mai mulți suspecți, martori, inclusiv s-a dispus efectuarea expertizelor. Au fost efectuate expertize medico-legală în privința victimei, dar au fost careva leziuni corporale pe corpul victimei, caracteristici viol și opunere de rezistență. Ulterior, în cadrul urmării penale, au apărut suspiciuni privind starea sănătății acesteia. Toată negătorul cu care s-a dispus și efectuarea expertizei psihiatrice în privința acesteia. Unde ne aflăm noi? 6 oameni la libertate, o doamnă bolnavă psihic, bolnavă, săracă, mă rog, asta e Doamne ferește, șizofrenie. Voi știind că ea e bolnavă și e doamnă, astăzi se pedepsesc oamenii care au ușit câinele 3 ani de zile. Aici stau la libertate un an de zile. Eu nu înțeleg. Nu înțeleg nimic. Vroiam să întreb, procurorul spune despre 6 persoane. Da, tu insiști asupra a 7 vinovați. Mama m-a indicat o persoană care e deloc nici, nu știu, n-o luat în seamă, cred că asta. Să explic un pic ce este această tulburare, că fiecare dintre noi cumva să-și dea seama și localnicii satului dumneavoastră din care sunteți să nu mai aibă atitudinea asta că omul se preface. Cum se explică schizofrenia? Este prin faptul că gândurile, emoțiile și comportamentele omului sunt total separate. Ele nu au legătură între ele. Respectiv, omul poate să aibă
un anumit gând, dar comportamentul să nu fie nici într-un mod asociat cu acest gând. În cazul doamnei, diagnoza este schizofrenie paranoidală, ceea ce ne spune că această persoană aude în capul ei anumite voci, după câte am înțeles caracteristica directive, da? Respectiv îi se spune ce trebuie să facă, de obicei este incapabilă să separe sau elementul critic nu este prezent, persoana nu este capabilă să separe realitatea de însăși halucinația auditivă care se întâmplă cu ea. Ce pot să mai spun până la momentul care am ajuns acum, că aceste persoane puteau să se folosească și să intre în jocul ei, respectiv să ia niște informații, dar ce auzi? Sau să joace în această halucinația auditivă pe care o avea femeia și cu siguranță au profitat de incapacitatea ei să separe realitatea de boală pe care o suferă. Eu aș vrea să mă expun la ceea ce a comentat domnul procuror. Deci, din start, avem 3 erori. Numai în acest scurt interviu. Deci, prima eroare. Când procurorul a indicat asupra faptului că dispune de termen 30 de zile de a decide dacă pornește urmărire penală sau nu, în cazul dat vorbim de un caz ce nu suferă amânare și urmărire penală urma a fi pornită imediat, nu după o perioadă îndelungată de timp, deoarece sunt acțiuni de urmărire penală care se înfăptuiesc doar în cadrul unei cauze penale, da? Și aici trebuia pornită imediat. A doua eroare care am auzit-o, deci se... Cauza penală a fost pornit pe articolul 172, unde vorbim de satisfacerea poftii sexuale în formă perversă. Domn procuror, în discursul său scurt, folosește noțiunea de viol, care e cu totul alt componență din infracțiunea articolului 171. Adică, dumnealui pornește cauza cu un articol, dar ne povestește despre viol. Și mai vorbim despre alt moment, că la primirea sesizării de la fiica doamnei respective, urmau să fie întreprinse un șir de acțiuni imediate la fața locului. Cercetarea la fața locului sau percheziții pentru a ridica cuverturile, albiturile, tot, adică tot ce este legat de locul unde s-a aflat victima, pentru a ridica probe biologice, anumi expertize biologice, tot așa. Deci, iată, în acest scurt interviu, cred că se denotă deja 3 erori, 3 omisiuni, să zicem așa, care deja influențează mersul urmăririi penale. În această seară vorbim despre cazul dramatic ce s-a întâmplat într-un sat de la nordul Moldovei. 7 bărbați ar fi violat pe rând o femeie de 48 de ani. Anterior am aflat de la fiica ei că femeia suferă de o tulburare mentală. În luna februarie anului trecut, femeia, având halucinații, a plecat de acasă într-o direcție necunoscută și a dispărut. Familia a căutat-o disperată timp de 4 zile. Mai mulți oameni le-au sărit în ajutor, printre ei și Roman Wolf, cel care va intra acum în platoul nostru. Roman, te așteptăm. Расскажите, как вы подключились к поискам пропавшей женщины? С нами связался сын женщины, которая потерялась, как бы мы не знали всех деталей. На какой день он с вами связался после пропажи женщины? Если не ошибаюсь, она пропала 6 числа. Через день. То есть очень через оперативно сутки, действовали? Через сутки, да. Uh-huh. Нет, там на самом деле сын подключился очень быстро. Самостоятельно подключили родных, знакомых. То есть делали очень много всяких мероприятий. И что вы сделали в первую очередь, когда подключились к поискам? Все по стандарту. То есть ориентировки, прочёс местности. Но у нас была информация. То есть была информация, что, опять же, сыну сообщили, что её видели в направлении Кишинёва. Он направился в Кишинёв. Одновременно с нами связался. То есть это практически всё сразу было. И уже попутно поступала какая-то новая информация, то есть, что видели в одном месте, видели в другом месте, там видели возле кладбища, возле церкви, потом еще возле одной церкви, потому что сказали, что женщина очень набожный человек, и она очень часто ходит по церквям.
То есть это у нас первая задача была. Мы начали изучать все церкви, все приходы, то есть в Кишиневе, которые есть. Потом поступила информация, что ее видели в компании каких-то неблагоприятных личностей, то есть без определенного места жительства. Вот. И мы это с этой точки мы начали. Подключили тоже волонтеров, начали это все прочесывать, там все облазили, все, что можно. А у меня вопрос, героиня. А кто обычно присматривал за вашей матерью в течение дня, ночи? Локуя тата сингура, адика и дой, он дой локуя он сад. Și cumva era îngrijătată lui, da? Da, adică el... A papa ходил на работу? Muncea prin sat, adică când cu casă, ziua. Când, da, când cu alte... То есть он оставлял ее периодически одну Да, adică putea să ducă, că eu îi spun, de ce n-ai plecat ziua? Ziua, sunt mai multe șanse să o vadă oamenii, să... Adică era să fie altceva. Așa i-a venit atunci, noaptea, să iasă. Deci tăticul tău dormea, da? El da, practic nici nu a simțit adică cum ea a plecat. Adică ziua mai rămânea singură, că nu chiar stătem lângă dânsa în fiecare minut. Adică, normal, ziua nu a plecat și aici noaptea a luat, adică nici în cap să nu-i dăie lui tata că acum o să plece noaptea. Zi-mi, te rog, voi imediat v-ați adresat la poliție sau când? Pare mi se a doua zi sau, da, a doua zi, tata, vineri, pare mi s-a adresat și deja... De ce abia a doua zi? De ce nu îndată? Nu știu, ne-am gândit că totuși e pe la o vecină, cineva o ascunde sau cine știe ce te mai gândești. Că de obicei, vă spun că o găseam, adică nu a fost că se dispară atâtea zile și de-aia... Să vedem împreună cum au decurs cele 4 zile de căutări. Atenție! Femeia de 48 de ani a dispărut pe 6 februarie anul trecut. Fiica ei povestește că primele căutări au început în împrejurimile satului. Însă el a căutat-o peste tot. Peste tot unde se poate în sat, ne gândim că în cel mai rău caz pot să fac ceva. De obicei în fântână, permanent, vroia să se ducă. În cea de-a doua zi de căutări, rudele au dat anunțuri la TV. Lor le era teamă că cineva străin ar putea profita de femeie. Ca sau cineva o ascunde totuși, nu spune, mă rog, eu știu și în capul la oameni. În aceeași zi, câteva persoane ar fi spus că au văzut femeia în drum spre Chișinău, însă aceste informații au dus căutările pe o cale greșită. Și de aici au pornit tot, noi ne-am concentrat la Chișinău. Nu, nici de cum nu ne-am gândit că poți fi aici alături de noi. În cea de-a patra zi de căutări, un apel de la o persoană necunoscută le-a dat rudelor o nouă speranță. Ce li s-a comunicat, aflați imediat. Povestește-ne, te rog, de la cine a fost acel apel și ce v-a spus persoana? Când m-a apelat o persoană de gen masculin, după glas părea tânăr, însă nici cu un gând că să-mi spună exact ce vroia să-mi spună. Da, cu genul că să facem cunoștință, ceva cu glume de genul ăsta. Eu am înțeles că cineva își bate flirta joc, adică da, într-un fel, i-am închis. Mă sună a doua oară. Nu că hai să facem cunoștință totuși. Eu zic, măi omule, mă poți ajuta, mă ajuți. Dacă nu, lasă-mă în pace, că pe mine îmi ocupe timpul meu și i-am închis iar. Și a treia oară când o insistat, deja i-am dat telefonul tata. Eram alături, noi eram în Chișinău, continuam căutările deja și eu am plecat acolo. I-am dat-o tata. El deja, cred că s-a speriat că e glas de bărbat și din dată. Că eu știu unde se află pe cine voi căutați. V-a cerut cumva și o recompensă sau ceva în schimb pentru a afla locul? Mi-a dat de înțeles că să nu anunțăm poliția și poate cumva să-i mulțumim. Așa și noi... Desigur că o să vă mulțumim. Dar aluzia a fost foarte clară. Da, foarte clară a fost. Și voi ați promis asta. Noi i-am promis, pentru că noi cu gândul, nici cu gând că cineva o ține închisă sau Doamne ferește, noi cu gândul că poate omul ăsta a văzut-o pe drum, a cunoscut-o și ne sună să ne anunță. Noi cu gândul ăsta. Acest bărbat care v-a apelat este acum, sau, da, și el cercetat pentru viol? Da, da. Tot este... Deci el este unul din cei 7. Da, unul din cei 7.
Știm că aveți înregistrată convorbirea telefonică cu presupușii violatori, cu acordul dumneavoastră, le vom auzi și noi. Atenție! Alo! Bună seara! Da, bună seara! Ce faci, domnișoară? Da, și ne sună. Băi, că... Ce vreți, nu înțeleg. Te aud, dulea. Și ne mă sună și cu ce scop? Cu un scop de a face cunoștință. M-a ajutat să o caut pe mama. Nici o problemă, dacă facem cunoștință, să fac cunoștință cu pămânicul, dacă vrei. Cam și cât timp așa? Amuși trimitem și de la Sângerii pe cineva, el a să vină timp de jumătate de oră să fie acolo. Ei, nu, miliție, nu mai... Nu, miliție, nu! Dacă era violată mama procurorului de la Sângerii, tot așa umblau un an de zile ăștia, 7... și sunau și să fac cunoștință, tare aș da întrebarea aceasta. Domn procuror, dacă era cu mama matale și era psihic bolnavă, tot așa procedai, tată? Afară din lucru, afară la prășit, acolo la Brănești, la prășit, Svetla. Daniela, ție cum ți s-a părut această discuție? O bătaie de joc, desigur. Acest bărbat presupun că, interacționând cu mama eroinei de azi, a presupus că și fiica e posibil că are anumite tendințe de comportament, poate nu atât de logice, și a încercat să o provoace. Asta este unica presupunere pe care eu pot să o fac, pentru că este total alogic ceea ce a făcut acest bărbat. Încă un moment ce aș vrea să spun este că, uitați-vă, interesul sexual, da, și colega cred că o să explice mai detaliat, interesul sexual este evident, pentru că bărbatul inițial a sunat, motivația lui este de a face cunoștință și tonul în care vorbea este destul de jucăuș, cumva el încerca să flirteze cu ea, da, inițial nu a fost vorba să te ajut sau să-ți vină în ajutor, vreau să te cunosc, un băiețel te sună, da? Cumva sunt niște aluzii foarte strane și care dau de bănuit aici. Bărbatul, vocea căruia se aude în această înregistrare, va intra acum în platoul nostru. Se numește Nicolae Stavarache și este unul din cei 7 bărbați care ar fi profitat de mama eroinei noastre. Nicolae, vă așteptăm! El ne-a întrebat unde încep. Că am ușa-i să vezi. Am zis, cum te numești? Zic, Nicolae. Scoia că vreau să am relație, să am un sfânt Nicole. Atunci eu am înțeles că cu dânsa au fost agresiv, s-au bătut joc de ea. Că până a intrat la mașină, a început la dumnealui. Că ți-am spus că ați măgas asta. Dacă mi-o dați apăva pe măhurici, scoia nicio problemă, îmi pui. Că nu i-am zis, hai, plătești, nu ori, hai. Și e un obiect, că s-o iei și s-o dai, s-o duci, s-o aduci. Dar cum se spune, dar... Ieșit din casă, îmbrăcată cum era, numai a luat o coftă mai groasă de-a lui tata și așa, pe cei de cameră, a luat și a ieșit și a plecat. De ce pleca? Pleca pentru că permanent gândurile o chinuie, că îi spun că trebuie să întreprindă ceva, că ea reprezintă Domnul, că trebuie toți oamenii să o audă și să o cunoască. M-a apelat persoană de gen masculin, că eu știu unde se află și cine voi căutați. Să nu anunțăm poliția și poate cumva să-i mulțumim. A trecut deja un an. Un an de când nimica nu s-a întreprins, deși credeam că mai este justiție. Sunt legi pentru oameni răi care au făcut rău, care au profitat de un om bolnav. Bărbatul, vocea căruia se aude în această înregistrare, va intra acum în platoul nostru. Se numește Nicolae Stavarache și este unul din cei 7 bărbați care ar fi profitat de mama eroinei noastre. Nicolae, vă așteptăm! Bună seara! Bună seara, Nicolae! Bună seara!
Anterior am auzit că tu ai fost cel care a anunțat rudele despre locul unde s-ar afla femeia dispărută. Da, da. Nu e voie să-i spunem numele, da? Deci trebuie să o protejăm cum putem. Cum ai aflat numărul de telefon al fiicei, femeii pe care ai sunat? Mama ei, eu i-am zis că dați-mi, vă rog, frumos, vreau numărul, să ne contactăm. Și eu zic că nu e o problemă, că îți dau o fiică mea. Dar cum ai cunoscut-o tu pe această femeie? Siroja și cu moștea pot dus-o la Costea. Prietenii tăi? Da, da. Toți prietenii tăi? Da. Așa, unde au adus-o? La Siroja acasă. Așa? Și tu ai fost și tu acolo? Da, ei întâi au adus-o, dar eu pe moștea l-am întrebat. Zic, unde duceți treaba mea? Că o luat-o pâine de acasă la mama. Zic, mă duc până la sârghi. Eram curios și eu, să văd și acolo și un altă. Ei, am stat vreo 10-15 minute acasă și m-am dus la dânsul încolo. Și am ascultat fereastră, că văd că s-aude ceva, o doamnă. Scând și eu, da, bună seara. Câți erau acolo, pe lângă ea? Ei, asta, Sârghi, Siroja și moșul Mișa. Noi întrei toți eram. Voi întrei și femeia? Da, și femeia era. Altcineva nu mai era? Copiii, da, erau în parte. Copiii cui? Copiii gazdei, a lui Sergiu. Da, Sergiu. Câți copii și ce vârste au, dacă poți să ne spui? 12-13. 12 și 13? Da. Doi băieți? Da. Dar tu câți ani ai, Nicolae? Dacă... Eu 29. Mulți înainte. Te rog frumos să-mi spui, ai întreținut relații sexuale cu această femeie? Da. Chiar atunci, în acea casă? Chiar atunci, în acea seară. Dar cum s-a întâmplat? Eu am intrat și am dat bună seara. O zic, cum te numești? Zic, Nicolae. Zic, oia că vreau să am relații. Să am sex cu... Să am un sfânt Nicole. Zic, așa vreau... a zis din prima, cum te-a văzut? Da. Și tu ai zis ce? Da, eu n-am... Că nu știi carte unde să văd. Te rog să ne spui, pe lângă tine s-ar mai fi culcat cineva cu această femeie atunci în acea casă sau în altă parte? Da, moșul Mișa. Și moșul Mișa? Da. Întâi el și apoi eu după dânsul. Întâi s-au făcut relații și s-au spălat și apoi dus eu. M-au chemat, hai vin, nu știu. Dar când ai înțeles că femeia ar avea probleme de ordin mental? De-am a doua zi. Ziua, zic, dar dă-i pași să-mi săriesă și să sun asta rudele și să vii și să... Am apelat doamna și o zic ea că așa, zic, mama mea una, zic, da, e la noi, mama. Zic, nu, dar zi-mi, te rog, când ai înțeles că femeia nu gândește logic sau, da... De-am a treia zi, înainte de a o duce. A treia zi de-am abia a treia zi ai înțeles? Da, am înțeles. Chem maica Domnului, eu sunt la Domnului. Dar eu tot scrie în caiet, tot în caiet scrie. Dar eu știu, n-am întrebat și scrie acolo și un altul. Am auzit discuția telefonică pe care ai avut-o cu fiica femeii și le-ai spus foarte clar să vină fără poliție. De ce ți-era frică de prezența poliției? Eu nu vreau să am legătură, eu nu... Că am ascuns ceva, că eu s-a ascuns, pe n-avea să sun, că sun și hai, veniți și o luați, că ei la noi. Eu vezi că ai dat în pași, că eu n-am bătut-o eu și eu vezi o duc de unde am luat-o și gata. Dar zici că nu ai fi făcut nimic rău, atunci de ce eu ți-ar fi fost frică de poliție? Dar nu știu, așa, un gând, așa, nu știu, idei n-am, pentru ce așa s-a întâmplat. Ai cerut o remunerare pentru că ai predat femeia? Nu, asta, soțul doamne, ori, nu cine era, o zic că dacă mi-o dați, apoi va pun mohorici. Cu aia nici o problemă, îmi pui, că nu i-am zis, hai, plătești, nu ori, hai. El se gurea, lui, eu va pun mohorici pentru asta. Deci tu nu ai cerut nimic, dar oferta ai acceptat-o. Da. Și cel care a venit după ea ți-a adus bani? Nu. Dar când ți-au dat banii? Dar nu ne-au dat bani. Dar le-ai pomenit despre asta când au venit să o ia? Atunci seara când am dat-o la un domn, că era de la Sinjirii, moșul e ca idei n-am și moșul e... Dar ai înțeles că e o rudă? Da, o rudă apropiat. Și-o luat-o și de-a moșnat jinerii, orice, nu știu așa. O zic, hai că mâine dimineața zi. Așa? Și de-am la vreo 8-9 de dimineață. Și da, să moșnați, hai vin și-o spun mohoriș. Zic, vin aici, la paprika, este un magazin acolo noi. Cumnatul femeii care a preluat-o după întâlnirea cu Nicolae Stavarache a ajuns și el astăzi în platoul nostru. Să-l întâmpinăm!
Eu vă mulțumesc că ați venit astăzi aici la noi și vreau să ne povestiți cum s-a întâmplat că anume dumneavoastră ați preluat femeia care vă este rudă, din câte am înțeles. Să începem cum am preluat-o, pe mine m-a sunat și m-am dus așa cum le-am promis. Da, eu mă duc. Deci fiica femeii v-a rugat să vă duceți dumneavoastră să o preluați pe mama ei, da? Da. Să-mi povestiți, vă rog, în ce stare era femeia când ați găsit-o? Foarte, foarte murdară. Era numai într-o sfiterașă și o scurtă. În rest, picioarele goale. Dar pe ea când a venit Costi, i-a dat sapoși, în altă Costi, în ce sapoși, i-a dat la femeie. Goală la picioare era, încălțată, era niște caloși, mă tine. Când faceți, eu Costi i-a dat sapoși. Nu, eu spun în angă așa, cum am, nici nu știu cum vrem mai repede să treacă, pentru că să începe agresiune. Agresiune? Mai cineva vreau bani, să le dau bani. Vă rog să ne povestiți despre asta. În primul rând, câți au fost, câți oameni au fost cu ea? Nicolae, doar un pic, vă rog. Așteptați și ați vii om și așa ați vă pui măcoriști dintr-o. Asta și-a fost. Mai întâi, câți oameni au venit cu femeia când ați preluat-o? Numai un domn, adică... El, Nicolae. Nu, eu, Sergiu și Mișo fost și Costi. Voi în patru ați venit să o predați? În mașină. Da. Mai întâi să-mi spuneți, ați spus că erau agresivi. Eu, în ce sens agresivi? S-a început să agrămădi spre mine și eu l-am rugat. Spune-le la băieți să nu se apropie mai mult de 2 metri cum de mașină. Asta? Vă amenințau sau cu ce scop se apropiau? Nu m-au amenințat pe mine, în primul rând. Păi zvorghim, poate am vrut zvorghim, dar de amenințată pe asta nici nu a fost din capul să nu. Dar ce? De ebrietate, mă scuzați. Erau în stare de ebrietate? Avem o leagă. Eu nu i-am văzut de aproape. Da. Și ce ați vrut să vorbiți? Mihail atunci nu se vede. Și ce ați vrut să vorbiți, Nicolae? Nu, vorbim chiar că asta, v-am dat un altă, că nu știu, probleme, pe urmă, că... De așa, dar așa, să, că, cu amințări... V-am dat și un obiect, să o iei și să o dai, să o duci, să o aduci... Dar cum spune, dar? Cum spune? V-am dat o împrânire și gata. Așa, mai departe, ce a fost? Am început discuția, cum a apărut... Cum a ajuns la dumnealor... Femeia? Da. Ce v-a povestit ea? Și mi-a spus că o a adus un cunoscut, nu import. Cine? Și atunci le-am spus, băi, dar înțelegeți, atâtea zile a ținut-o, cum? N-ați tot să anunțați poliția? Tot că știam că alături de dâns trăiește un polițist din Sângerei. Și ce v-au spus? N-au zis nimic. N-au zis nimic. Dar spuneți-mi, vă rog, este adevărat că v-au cerut și o remunerare atunci? Da, nu am spus, nu și facem, cine să ne mulțumește că am ținut-o, am îngrijit-o. Eu după aceea s-o suit în mașină și atunci le-am spus, nu, cum într-așa stare mi-ați adus-o eu și mulțumire. Așteptați că bucurești, îți cabuși, ați vii și ați vă aduci mă bucurești. Așteptați și amușa să vă mulțumească, ați vii, fată. Când ați preluat-o pe femeie, în ce stare emoțională era? Atunci eu am înțeles că cu dânsa au fost agresivi, s-au bătut joc de ea. Că, când s-a intrat în mașină, a început la dumnealui. Că, ți-am spus că ați mă găsească. Și de-aia atunci i-am spus, dă-te rog jos că... E vopceta nici nu vrea să meargă. Noi ei ne-a întrebat unde încep. Ca așa să vezi. Dar nu i-am zis că vin după tine, ei nici nu vrea să meargă. E clar, unii puteți pornească cu voi dacă voi nici nu i-ați lămurit și ei vine după ea. Spuneți-mi, vă rog, cum ați aflat despre ceea ce a pățit femeia în cele 4 zile cât era dispărută? Pe drum, dar a început să-mi povestească, plângând, îmi spune că eu am încercat să fugă de acolo și tot cineva, din, nu mai țin minte numele, o lovit-o, o trasă de păr, Costi-o lovit-o, Costi-o lovit-o, că eu de asta știu și eu. Că e atunci am spune, te rog să nu-i lași, te rog să nu-i lași. Ia să vii, mi-a promis că să mă ajută, să vii după mine, ca să mă gătui, că nu știu ce. De asta nu fost vorbi de astea, serios. Cinstit vă spun, eu nu știam cum să o liniștesc atunci. Că tot mergem și tot le sunam. Bă rău, cumva, ori ieșiți înaintea mea, că și mie era, dar oricum, mă temem că să nu sară din mașină, ori...
Dumneavoastră ați fost audiat pe acest, pe acest dosar? Ați fost audiat? Nu. Nu? Numai prima zi când eu a adus pe dumnealor la poliție, așa? Am fost prezent în ziua aceea și mi s-a spus că dumneavoastră să fiți audiați, nu știu, n-am mai fost nici până ziua de azi. Eu am fost șocat când am auzit la doamna. După un an de zile de la cele întâmplate, așa și nu ați fost audiat. N-am fost. Femeie, sub tot joc de un suflet bolnav, aici vine și se laudă că el e alen de lon și ea tare l-a vrut pe dânsul. Ia uite și frumos băiat, ha? Da, e normal. Și dumneata faci găinii la Cricul o să vă facă așa borș și zamă, ai să vezi? Ai scânți ca cucăricul. Dacă suntem oameni față pământului, atunci trebuie oricum să procedezi ca un bărbat. Tu doar ești cu mult mai mic față de ea. Chiar n-ai mamă, n-ai... Asta a fost șocat. Cel mai primul. Eu când am auzit cât și vârstă ai tu, eu am fost șocat. Vă spun cinstit. Da, vă spun, uite, așa, da, eu n-am pus-o cu deasâna, hai, una... Eu, da, dacă femeie, ce nu mi-e sfânt, să zicem și altfel, dar atunci. A fost o zi, două, dar voi am ținut-o ca pe un prizonier. Cum cu dânsa? Deci, uitați, noi suntem iarăși într-o situație aici complicată, anume sub ce aspect. Iată, persoana care a preluat nemijlocit partea vătămată de la persoanele care au ținut-o, da, au privat-o de libertate. În mod obligator urma să fie audiată de ofițerul de urmărire penală în calitate de martor pentru a relata circumstanțele în care a fost preluată starea și cine a asigurat prezența ei la locul de unde a fost preluată. Deci iarăși ne confruntăm cu aceea că ofițerul de urmărire penală într-o oarecare măsură este ca un avocat al părții vătămate, da? Pentru că statul trebuie să curme acele acțiuni care se săvârșesc în privința unei persoane. Și aici iară persoanele necunoscând despre dreptul lor, despre ceea ce prevede legislația, s-au pomenit între aceea că această persoană, care putea fi un martor destul de valoros în prezenta cauză, a fost lăsată în umbră și nu a fost audiat după cum prevede legea. Pentru că nu este o persoană care a auzit de la cineva ceva, dar care a fost în centrul acelor evenimente, a participat, să zicem, el a fost omul care a văzut prima dată victima după ce s-a aflat în cercul acestor persoane. Eu îmi permit, până când, din punct de vedere moral, am o altă părere, dar din punct de vedere juridic spun presupuși infractori, pentru că așa ar fi corect, cu toate că îmi combat singur opinia mea, dar ar fi fost în regulă și conform legislației în vigoare, dacă iată acest domn era audiat ca să relateze, pentru că ceea ce ne spune el acum în emisiune sunt circumstanțe, chiar sunt importante, având în vedere reacția imediată a părții vătămate după ce a scăpat din cercul persoanelor care s-a aflat. Da. Deci este foarte importantă acea reacție, pentru că dacă era una calmă și una de stare sufletească, liniștită, mulțumită, este o altă parte, o altă fațetă. Dar reacția imediată că a izbucnit în plâns și a început a relata cele ce s-au petrecut, deci denotă caracteristica circumstanțelor în care s-a aflat, pe care le-a trăit. Și dacă se explică la fel, din punct de vedere juridic, de ce eroul nostru așa și nu a fost audiat... Să vă spun o părere sinceră. Nimeni nu s-a ocupat în serios de acest caz. Iată ceea ce am văzut eu, nimeni nu s-a ocupat în serios. Și având în vedere faptul că vorbim de că totuși este un caz de rezonanță. Nu este că s-a călcat o găină cu automobilul. Deci este un caz care e strigător la cer. Eu nu știu, am impresia că ofițerul celălalt de urmărire penală, care are menire de a acumula probe, el acumula vrăbii. Pentru că nu se face așa. Deci toate persoanele trebuie audiate, toate circunstanțele eu stabilite. Și să nu ne spună nouă, să nu ne spună acum persoana responsabilă în interviu că are 30 de zile. 30 de zile este o noțiune, un termen general. Dar sunt cazuri care nu suferă amânare și care trebuie cercetate și examinate imediat, deoarece unele probe pot să dispară, unii pot fi ascunse, altele tăluite, martori influențați și tot așa, și pe om devine complicat de a afla adevărul. Să nu ne povestească cineva 30 de zile. Iar acum a venit momentul să auzim ce spune victima presupusului viol. Atenție la ecran. Mi-a venit în minte că sunt mila Domnului, împlinirea tuturor dorințelor. Și eu am vrut ca să plec de acasă, că să vorbesc la televizor, să mă audă toată lumea. Și am plecat. M-am pornit așa fără bani,
Mi-a luat numai magnetic cu cruce din Israel, mi-a luat în buzunare, mobilul și atât. Am ajuns la trasă, acolo s-a oprit o rutieră și m-a luat. Era sete de apă, dar el zice, n-am apă, eu tot sărac și lucrez cum pot. Da, să te duc la bălți, la autospalare, la mașinile unde le spală. Pe urmă am fost la autogară, acolo taxuiau taxiști ca să vorbesc cu dânșa, ca să ne arăte televizor, să mă duc la televizor să vorbesc. Că eu așa îmi închipuiam atunci. Și s-a apropiat un bărbat și el zice, ce stai, dar eu zic, ia-mă cu tine. Nu știu, așa mi-a venit. El zice, da, ca să ne faci m***a, să te iau. Dar eu zic, nu, nu. Și pe urmă m-am răzgândit totuși și zic, merg cu tine. Și-a venit o rutieră frumoasă, curată, mare și ne-a luat. Și s-a oprit la televâșcă, a zis că aici coborâm. Zic, bun, și-am coborât. Vreau să te întreb pe tine, mama ta avea un telefon mobil. Da. Ați întrebat-o de ce nu v-a contactat în tot acest timp? Telefonul s-a descărcat, practic. Când a ajuns la trasă, deja era descărcat. Dar voi ați sunat-o? Da, desigur. Am încercat și să căutăm și telefonul, adică cu fel de fel de programe, cu poliția, însă fără niciun efect. După mama mi-a povestit că telefonul primului a pierdut în prima casă. Și... Deci când ați preluat-o, deja nu mai avea nici telefon? Nu. Așa. Dar mai spune-mi, te rog, vreau să știu, ea a povestit unde ar fi fost dus după asta? După, de acel bărbat, da? Care ar fi preluat o curtiera super frumoasă. Desigur, tot o povestit. O dus-o mai întâi la un bărbat, acela nu i-a primit, și deja o dus-o la... unul Mișa. Așa l-a eu primit. Acolo m-am auzit că ăștia doi au băut, Valera și cu Mișa, și nu ține minte cum la un moment dat au venit cu astea. Ori l-a sunat cineva, ori l-a chemat unul din trânșă. Cum ai venit a treilea. Deja... Hai să vedem ce a povestit mama ta despre prima noapte în acea casă. Deodată ne-am dus la unul Mișa, dar era sărac așa, la, când și-a rupt o leacă de apă și nu ne-a dat. Apă nu aveau, băutură numai vin. Vin roșu mi-au dat. Eu zic, vreau să vorbesc la televizor, zic, ai să vorbești. M-a dus în casă și zice că televizorul de stricat. Ei s-a îmbătat, Valera, este și cu Mișa, s-a îmbătat și-a chemat pe unul Costea. O zis că el las ca să-ți fac felul. Nu știu, ăștia s-a îmbătat, a venit Costea și zice, haidem la mine. La mine tot este televizor, zice, ai să vorbești acolo. Și m-am dus la dânsul. La televizor n-am vorbit, că era stricat. M-a pus să fac b***at. Dimineața am făcut... relației cu Valera și cu Mișa. Acești bărbați au bătut-o? Ce a povestit mama ta? Ăștia doi primii nu au bătut-o. Dar după ăștia doi, a doua zi, iarăși a dus-o la Costea. Costea deja o mai numit-o, o zis că o flocăit-o, o plesnit-o. O zis chiar de față când a venit Serioja și cu Mișa Islalt. Cu moșul. Chiar de față și cu dânșă. Dar Costea, Nicolae, Costea ți-a spus că ar fi bătut-o imediat când ai văzut femeia asta? Și ce a explicat el? De ce ar fi bătut-o? El așa ne-a zis că vrea să facă treabă mare în crăsuri și el a lovit-o pentru asta. De asta, nu știu, drept, nu-i drept, eu când am fost și să văd. Dar ei au ținut-o captivă, încuiată, în casă? Nu. Mama spune că Costea o încuia când se duce el... S-a dușit vin, nu știu, după ce umbla, adică mama spune că o încuia atunci. Deci, o secundă, iată, eu vreau să intervin pentru că este foarte important în momentul ăsta, eu m-am așteptat. Deci, în afară de articolul 172, mai este un articol în codul penal, privare ilegală de libertate. Deci, omul ăsta care o încuia, dacă putem să-l numim om, da? Care o încuia de mama dumneavoastră și pleca nu știu unde,
Eu nu știu de ce procuratura nu a examinat sub aspectul săvârșirii alte infracțiuni încă la ceea care este privarea ilegală a persoanei, ilegală a persoanei de libertate. Acolo condițiile da, de care caracterizează această infracțiune din ceea ce s-a petrecut cu mama dumneavoastră sunt întrunesc perfect. Persoana nu putea să se deplaseze de sine stătător unde dorea. Ea era încuiată în casă. Deci mai este o infracțiune pe care noi n-am auzit în genere. Nicolae, dar tu ce știi despre zilele pe care femeia le-ar fi petrecut acolo? Eu mai tinc o zi ori două stat acolo. De asta nu știu precis cu tot stat. Și abia am stat la noi două nopți și de-am o zi. Și seara... Și Costea, foarte ok, ți-a povestit cum a lovit-o? Da, o zis că vrea să fac treabă mare în Crăsul și a lovit-o. Dar eu nu știu, drept, că nu e drept, eu de asta... Vrie să o făcut, voi numai... Nu, apoi cu vrie să fac... Am spus că nu a făcut așa ceva și... Și ce mai știi, Nicolae, despre ce a mai fost acolo? Când a venit Mișa, moșniu și cu Sârghi, s-o iei, că o întrebați, mergi la minte? Eu zic că da, merg, nici o problemă. Doamnă, că zic că nici o problemă. Și taman în momentul acela când a intrat Mișa cu Siroja și e mânca macaroni crudi. Și zic, da, moșniu de-am zis, hai să hrănim, am jos. Că luat de la mama mea, nici nu a luat o pâine de asta de casă coaptă, s-a dus la Siroja. Zic, ce vrei să faci cu pâine? Zic, am și treaba mea. Zic, câți ani are mama ta? Mama mea, 49. 49, da? Da. Și mama, ea ca fetii, undeva tot, plus minus, 49. Dacă cineva își băte joc de mama ta de 49 de ani, care era reacția ta? Tot așa șapte oameni frumușei așa. Care era părerea ta? Tare interesant. Aveți facă oamenii ăștia. Așa. Nu-i... Acum, eu propun așa. De asta tot e. Mamica... bolnavă psihică, e clar lucru, aici nu se discute de-a. Mai departe, de făcut expertiza la tot șapte, dacă steferi la cap și băieți de treabă și aduc macaroane crude și hrănesc femeile, așa de pe stat, dacă sunt normal, frumușel, la pachet. Altă ieșire nu este. Nicolae, a скажите, пожалуйста, для вас это нормально вступать в сексуальные отношения по очереди? За своими друзьями, делить одну женщину? У нас, честно сказать, были времена, не первый раз, чтобы так. То есть не первый раз вы делите женщину на семерых? Если добровольно хотят, не поставляют, давай. Ну, то есть так, у жесткость. Вас это не вызвало никакого сопротивления, удивления, что вот... Да. Colegii mei au discutat cu alți trei dintre cei șapte presupuși violatori. Cum răspund ei la acuzațiile care li se aduc, veți auzi în următoarea ediție. Tot atunci veți afla de ce, după mai bine de un an de la aceste evenimente, toți bănuiții rămân în libertate. Ce declară oamenii legii despre acest caz și ce va arăta testul la poligraf pe care a acceptat să-l treacă unul dintre presupușii violatori. Voi toți ați văzut că ea nu spune nu, ea nu poate spune nu și voi toți ați profitat. La mine e ușa deschis, e când la urmă ești nu vroie să pleci de la mine. Asta poate fi eu vedumcă. Se intercalează realitatea cu fantasmele trăite din interior. Ați impus femeia să facă sex cu dumneavoastră?